Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Aseară CFR Cluj a reușit calificarea în primăvara europeană. Mă rog, e vorba de un play-off deocamdată pentru a merge mai departe în Conference League. CFR Cluj va întâlni o echipă care a terminat pe locul 3 în grupa ei de Europa League. Aceste echipe sunt Bodo Glimt, AEK Atena, Ludogoreț, AEK Larnaca, Ludogoreț, Braga, Sheriff Tiraspol, Lazio, Karabakh și Trabzonspor. Deci una din aceste echipe va fi adversara CFR-ului într-un meci de baraj, într-o dublă, un fel de play-off care e programat pe 16 și 23 februarie. CFR merge din nou în primăvara europeană cu Petrescu pe bancă și câștigă și niște bani, până acum 5,2 milioane de euro din acest sezon de Conference League, jumătate din bugetul clubului pe acest sezon. În schimb, FCSB termină această grupă cu o nouă înfrângere acasă, 0-3 cu West Ham, niciun gol marcat de echipa finanțată de George Becali, rămas acum și fără antrenor. Un parcurs foarte, foarte slab, cu meciuri foarte slabe făcute de fundașii centrali aduși în această vară de George Becali. O să discutăm și despre situația de la FCSB, discutăm despre CFR Cluj, însă în dimineața asta o să discutăm mai mult despre ce se mai întâmplă în zona de contact dintre fotbalul românesc și politic, zona politică, pentru că sunt foarte multe subiecte în ultima vreme. E povestea cu stadionul Ghencea și de ce FCSB nu ar trebui să joace sau ar trebui să joace acolo. Este acel proiect de lege care ar trebui să fie o dedicație pentru FCSB pentru a putea juca în Ghencea. Mai sunt discuții legate de intrarea lui Dan Șucu la Rapid și implicațiile, potențialele implicații politice ale acestei intrări în fotbalul românesc și mai sunt multe, multe alte subiecte pe care le discutăm în această dimineață cu un fost om de fotbal, fost finanțator de club la FC Național, fost candidat la președinția Federației Române de Fotbal în 2010 într-o dispută cu Mircea Sandu, cel care a acordat un interviu Gazetei Sporturilor acum o săptămână, în care a povestit niște lucruri pe care le-a făcut în mandatul său. Actualmente politician, Constantin Iacov. Bună dimineața, domnule Iacov. Bună dimineața. Ce faceți? Nu v-am mai văzut de vreo 3 ani și jumătate. Cum e viața dumneavoastră acum? Om politic în forță, adică. Și data trecută erați, nu? Parcă. Da, da. Dar și data erați, trecută. Erați și mai de mult. Erați în preajma domnului Ponta. Eram în același partid. Mâna dreaptă a lui Victor Ponta, cum scrie presa, așa vă caracterizează. Nu, am fost niciodată mâna dreaptă. N-am fost nicio mână. Între timp, ați rupt-o cu domnul Ponta. Cu proiectul politic făcut de... Ați ajuns și în instanță cu... Da, pentru niște sume de bani pe care le aveam de recuperat în calitate de creditor a partidului. Ca așa se întâmplă în politica românească, totuși. Din păcate, da. Unii confundă politica cu propria ogradă și atunci mai există instanțe de judecată care poate să tragă o linie între averea proprie și averea partidului, care, până la urmă, un partid primește banii de la, tot de la noi, de la stat, până la urmă. Ok. Da, na. Astea da, sunt. Era o chestie, părea o legătură indestructibilă la momentul respectiv între dumneavoastră și domnul Ponta. Da, părea, a zis bine. Multe lucruri par și nu sunt. Asta e. Unii politicieni rămân tot politicieni. Nu se gândesc că înainte de toate trebuie să fii om și să nu înșel pe cei cu care ai pornit la drum. Vorbesc de alegător, nu de mine. Aha, okay. Eu de câte ori am fost înșelat, deja nu se mai pune. Dar e interesant cum se schimbă totuși lucrurile astea în zona politică. Odată crezi într-un om, după aia te păcălești, nu mai crezi. Nu, eu n-am crezut într-un om și nici alții. Au crezut într-un proiect. Okay. Care era pro-România și spuneam la vremea respectivă că PSD-ul e rău pentru că era condus de Dragnea și făcea o grămadă de tâmpenii. Dar când dimineața votez cu PSD-ul, la prânz cu PNL-ul, seara cu ALDE și după aia cu Robert Negoiță, ce mai înțelege lumea? Cine vota așa? Conducerea noastră a partidului, din care făceam și eu parte, nu? Că nu pot să mă dezic acum. Se luau deciziile de cum se iau la noi. Eu fac așa și v-am spus că sunteți de acord. Da, da, eram de acord. Okay. Ceilalți după aia șușoteau pe la colțuri. A, ce rău că facem așa. Păi vorbiți, mă, fraților, în față. Ca spuneți omului în față. Că nu vreau să-l ating, dar l-am deschis întâmplător. Chiar l-am deschis. Da, dumneavoastră doar întâmplător le deschideți. Exact. Ne cunoaștem exact. De 20 de ani. Deci care era povestea cu domnul Ponta? Niște geci, nu? Am citit un pic în presă. Nu, sunt mai mult. I-ați deschis și contul, înțeleg, de... Nu, au fost nevoiți executorul judecătore să le execute Tesla de la partid, banii din conturi, pentru că... Ok. Ce se vezi? Au pus să își cumpere mașini, să își cumpere de toate din banii contribuabili și atunci... Wow. Neplătindu-și datoriile. Și atunci m-am simțit trădat.
Știți cum totul se termină și începe de la bani. În politică totul este o trădare, de fapt. Bine, acum nici nu se mai... Și Caragiale acum o să și ceva. Bine spunea Caragiale. E mai mult decât actual zilele noastre ce se întâmplă cu... Dacă plagiezi trei rânduri, trebuie să pleci din politică. Uite că unii au plecat din au fost scoși din politică, cum e Ponta, și alții care au plagiat 2,9%, 4,9%, n-au pățit nimic. Ăștia sunt plagiatorii buni și aia sunt răi. Adică... Okay. La noi nu există aceeași unitate de măsură, din păcate. Hai să vă întreb întâi de fotbal, să discutăm despre fotbal. Și după aia întreb mi-e dor de fotbal, recunosc. Serios, mi-e dor? Serios, mi-e dor. De asta mă și duc la meciurile copiilor. Copiilor de... Copiilor aveți de 14. Aveți un copil care e la... Am doi, da. Unul mai joacă fotbal, că unul s-a lăsat timpuriu. L-am văzut, e prin presa tabloidă, da, în ultima vreme. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Dar cel de-al doilea e la Dinamo, nu? Da, la un club din București. La un club din București. Dar nu mă apuc eu să fac reclamă, că e aiurea. Ce se Dinamo? Păi ce reclamă trebuie? Merită reclamă? Ah, asta e clubul Ministerului de Interne. Exact. Da. De asta nici când mă duc la meciul ăsta în galeria adversă, nu cumva să zică cineva că am vorbit eu cu antrenorul sau am vreo legătură ceva, da. Dar observ, cred că ați văzut și dumneavoastră la niște meciuri, că am fost. Da, am fost. Am văzut că la noi nu s-a schimbat nimic de acum 20 de ani. Toți părinții sunt antrenori, da, de la toate echipele. Eu mi-aduc aminte că pe vremea când păstoream FC Naționalul Progres ulterior, lucram cu domnul Romică Chihaia. Stabilisem împreună, dânsul se ocupa de centru de copii și junior. Unul din marile, considerați unul dintre cei mai buni descoperitori de talente din România. Da, și un om de onoare, adică până la urmă Romică Chihaia era un om care vrea binele fotbalului și ceea ce spunea el acum 20 de ani se întâmplă astăzi, adică declinul pe care îl observăm. Și stabilisem cu dânsul la un moment dat ca orice părinte dă instrucțiuni copilului sau antrenorului să oprească meciul antrenorul, că e antrenament, că e meci, nu contează, și să-l bage pe părinte. Ori intri, ori te duci acasă. Și la un moment dat, așezând după vreun an și ceva, nimeni nu mai vorbea din părinții noștri care veneau la meci. Pentru că toți părinții vor să-și ajute copilul. Da. Un lucru normal până la urmă. Da. Dacă l-ai dat la un antrenor, dacă un antrenor lucrează, lasă-l pe omul ăla să lucreze, nu să-l critique părinții. Adică aminte, eram cu cel mic, era la alt club, la ăsta, și părinții se strângeau să vorbim cu antrenorul să-l punem să facă și următoarele antrenamente. Și îmi spuneau mie că aș avea autoritate. Domnule, sunteți nebuni? Cum să mă bag eu peste un antrenor? Bine, la noi e obligatoriu să te bagi peste antrenor. N-ai cum, dacă nu. Și la nivel mai mare? Și, păi doar la nivel doar mai la mare, nivel la nivel mai mic nu se vede. Dar... Chiar ce ziceți de, cum se spune, fiasco de la FCSB sau cum l-ați numit? Ce se întâmplă acolo? Nu e fiasco, e o situație normală. E o situație normală ce se întâmplă la acolo. Pentru că, cum îl văd unii pe Gigi Becali, am avut destule conflicte cu el, dar... Citeam azi dimineață și mă amuzam, cum a fost aia? A fost una celebră, cred că la Capatos a fost în intrarea și el, dumneavoastră ziceați, domnule, locul tău e la Jilava. Și da, el zice, domnule, o să mă duc la Jilava, dar pe tine tot te bat odată. Îmi pare rău, nu? Chiar spuneam cu... era o glumă, dar acum îmi pare rău că a ajuns acolo, pentru că nu merita să ajung acolo. Da, și de domnul Borcea vă pare rău că a ajuns acolo, că și lui ați, la un moment dat, l-ați îndrumat, i-ați urat așa o cale înspre acolo, după un conflict similar. Eu cred că nimeni ar trebui să ajungă la pușcărie. Eu cred că ar trebui să li se ia banii pentru anumite lucruri ce au făcut, dacă au făcut, și să fie lăsați. Cât timp în Germania, în Italia, în Franța, marile companii, marile multinaționale se înțeleg, adică dau o mită statului. Așa. Da? Zilele astea s-a întâmplat cu nu știu ce mare multinațional, să nu-i dăm numele, care au plătit vreo 800 de milioane. Taxa de protecție. S-a închis dosarul. Da? Eu cred că George Becali, Gigi Becali, cum îl știu, a făcut foarte multe pentru fotbalul românesc. Foarte multe a făcut. N-aș putea să spun același lucru despre Borcea. Nu. Nu. De ce? Păi uitați-vă unde-i Steaua astăzi și unde-i Dinamo. Și vedeți, adică George Becali, cu toate păcatele lui, cu gura lui, cu tot, a făcut lucruri bune, dar vedeți, el a lucrat bine cu anumiți antrenori care aveau caracter. Vă aduceți aminte pe vremea lui Cosmin Olăroiu? Așa, da. Ce rezultate avea Steaua? Parcă a jucat tot cu echipă care a jucat astăzi, nu? Ieri, cu West Ham. Cred că a fost în perioada lui Stoichiță, West Ham. Lui Stoichiță a fost, da, corect. Da, da, nu. Gigi Becali, în mod normal, când te duci antrenor la Steaua, știi la ce te aștepți, nu poți să spui că l-ai cunoscut pe Gigi Becali ieri și nu știi cum reacționează. Da. Și dacă ai argumente în fața lui Becali, te poți înțelege cu el. Oare? Eu cred că oamenii spun că a ajuns deja la un nivel,
pe vremea lui Olăroiu era o fază a lui George Becali. Era mai rău atunci, că nu se obișnuise cu banii. Acum e obișnuit să fie bogat. Așa. Și înțeleg totuși că nu se băga chiar atât de... Nu se băga. Haideți să fim serioși. Nu se băga. Nu e... Oare? Tot la fel. Nu se schimbă nimeni. Nici noi nu ne schimbăm, dar aminte. Dumneavoastră v-ați mai schimbat așa. Fizicul, da, lucru. Eu cred că și George Becali și alții, în momentul în care reușești să vii cu un proiect și ai... Da, din păcate, proiect. Unii antrenori n-au ce să caute la Steaua. Trebuie să ai un plan. În orice FCSB, faci, trebuie să ai... Ce Steaua? FCSB este. Nu, e Steaua, nu e niciun FCSB. Ai o prostie făcută de un domn care poartă o haină militară și a găsit niște tertipuri în lege și nu știu. Steaua e Steaua care e la Gigi Becali. Da? E la, din punctul meu de vedere, okay. Nu mă interesează partea juridică, care dreptate, armea, PN-ul sau... Da. George Becali a dus stint... Cum e? Bun, rău? A dus standardul mai încolo din anii 90 al Stelei. Ce să-i spui lui Becali acum? Că numai că trebuie să fie FCSB, că s-au trezit unii în loc să-i spune, domne, ce ai făcut dumneata pentru Steaua? Hai că să facem un stadion, așa, să joci gratis aici, cum se întâmplă în alte țări. Pe el îl opresc să joace pe Steaua. De ce? Acolo e locul Stelei. Că e FCSB, că este acolo e locul ei. Da, dar în momentul ăsta chiar e o problemă reală cu două cluburi. Adică... Pentru că sunt unii tâmpiți, să o spunem pe românește, cei de la MAPN, în care îi permit acelui domn, nici mai știu... Talpan. Da. Așa se facă toate tâmpenile? Adică... Omul a văzut niște nereguli în acte. De acord, dar acele nereguli puteau fi cumva puse pe masă, discutate... Și? A tras George Becali în proiectul nou să facă o academie, să facă un plan. Care e planul clubului Steaua? Să joace în Liga 1? Steaua Armate. Academie. Așa. Da. Mă rog, o școală de fotbal. O școală care funcționează și nu. Adică, care sunt meritele pentru ce să băgăm banii statului într-un proiect în care echipa aia trebuie să modificăm legea cum să poată juca în Liga 1? Ca la un moment dat... Au făcut un prim pas astăzi. Sau l-au făcut ieri, da. Da. Ca să ce? Să se asocieze cu cineva? Da, exact. Păi astăzi în fotbalul... În vederea unei, comiterii unei, investiții în fotbal. Investiții în fotbal. Da. Astăzi în fotbal, singurul investitor care a rezistat de 20 de ani e George Becali. Vrem, nu vrem, el e singurul. Restul au apărut, au dispărut. E singurul. O pledoarie pentru George Becali, nu pentru George Becali. De la cineva. Nu pentru George Becali. Eu n-am mai vorbit cu George Becali de 10 ani, cred că ne-am văzut întâmplător la un... Revelion unde ne-am salutat, dacă ne-am salutat nici nu mi-aduc aminte, okay. N-am nicio treabă. Dar dacă un om face niște lucruri bune, ce, pentru că am fost eu certat cu el și nu ne înțelegeam pe ce se întâmpla la Liga lui Mitică? Dar, până la urmă, am ajuns să laud astăzi și pe Mitică Dragomir, că lasă în urma lui un sediu de ligă și ceva. Ok, de ce? Ce lasă actuala conducerea FRF-ului sau a ligii? Păi, la ligă, în primul rând, cum vedeți lucrurile? Că e un fost prieten de-al dumneavoastră sau una... Da. Un tip, am fost colegi. Din câte știu eu, sursele mele spun asta, chiar ați contribuit la alegerea lui în 2013, în dauna lui Dragomir. Eu mai puțin, mai mult Ioan Nicolae și cu Adi Porumboi. Ei au fost oameni care au înțeles că trebuia o schimbare la momentul ăla și trebuia o schimbare. Okay. Mai nou, în ultimul timp, am văzut întâmplător și cu Dumitru Dragomir de vreo 2-3 ori la niște onomastici. Că cum era Mitică, ce războiuri aveam eu cu el... Are doza lui în care știe să respecte, chiar dacă te-ai lupta cu el. Așa. Mitică a lăsat ceva. Mitică Dragomir a lăsat ceva în urma lui. Zile trecute citeam că pleacă nu știu ce domn de la ligă. Domnul Pongraț, da. Ce a făcut acest domn pentru fotbalul românesc? Că eu sunt curios, care-i proiectul, care-i planul? A încercat cumva să modernizeze fața ligii. Asta știu eu că își propunea foarte tare. Ce, clădirea sau ce? Nu, imaginea, comunicarea... Avem un plan sau nu avem un plan? În orice faci trebuie să ai un plan. Așa. Da? Da. Doamne, dragul meu, spune, doamne, vreau să fac casa fotbalului, casa ligii. Da. Și a făcut. La vremea respectivă chiar a făcut. A fost discuții cu terenul, țineți minte. Doamne, instanța a spus că el a avut dreptate. Ok. Nu eu. Da. Da? Da. Că el a cumpărat mai scump de la Gino de 10 ori, așa era piața și în același teren a fost mai ieftin pentru casa lui, așa era piața. Incredibil, din deci, același... Sunt cuvinte, mă uit la dumneavoastră fascinat de steți. Omul pe care Dragomir l-a acuzat, urla în gura mare că vreți să-l băgați la pușcărie. Dar nu vreau să-l bag la pușcărie. Și în cartea lui mi-a scris vreo câteva 10-20, nu știu câte pagini a scris despre mine că sunt. Problema e că oamenii ăștia au lăsat ceva. Uite, vorbeam de Mircea Sandu. Așa, să vă aud și cu Mircea Sandu. Dacă îi face și lui Mircea Sandu un elogiu acum, mor, mă ridic și plec.
Aș spune ceva, dar nu știu dacă... Spune. Dar normal, ai spune, spune. Spuneți, domnule. Mi-aduc aminte că în 2010, când am candidat eu, atunci am avut o discuție cu Mircea Sandu pe ce, cum văd eu fotbalul, cum vede el dezvoltarea. Vorbim de partea de management, nu vorbim de partea fotbalistică, sportivă. După aia, în 2014... am încercat să-i spun printr-un cunoștință comună că ar fi bine totuși să gândească o variantă de backup, pentru că Gică Popescu se cam duce săracul spre pușcărie. Din păcate, nefăcând nimic, Gică Popescu. Simțeați asta sau aveți informații? Știa toată lumea că merge spre pușcărie. Nu? Era o noutate. El, dacă nu se băga la federație, nu intra. Că la să pușcărie? Vină. Da, nu intra. Sunteți sigur de chestia? Păi, instanța, curtea de apel, a spus lui Gică Popescu că faptele lui sunt prescrise. Și la ultima instanță, la Curtea Supremă, s-au găsit că n-ar fi, că ar fi cam ce se întâmplă și în zilele astea. Ok. Să bagi un mare sportiv, cum e Gică Popescu, la pușcărie, mi se pare cea mai... Mai ales că el a fost primul care în faza de urmărire penală și-a plătit acea sumă de care spunea parchetul. Da. Care nu știu dacă era reală sau nu. El a plătit-o. Okay. Din banii al doamne, poate am greșit, dar eu plătesc. Să vezi un asemenea caracter care vine și plătește înainte de a spune instanța și de a-și asuma o eventuală, pentru că el a fost sportiv, n-a fost nici contabil, nici jurist. Okay. Dom'le, am greșit, poate am luat banii în pungă sau cum se... că pe vremea aia toți luau banii așa, din Turcia sau din altă parte. Nu e Gică, luau cluburi mari. Să-l bagi la pușcărie pentru asta mi se pare mult prea mult. Bun. Și vorbeați cu Mircea Sandu și i-a zis să pregătească... Și i-a zis să pregătească totuși un backup, pentru că dacă nu... I-am transmis, de fapt, n-am vorbit cu dânsul atunci și ulterior, cred că mi-a dat dreptate. Că cu Burleanu s-a distrus fotbalul. Tot ce era... Se cam închide pe fotbal în România. Da? Da. Spuneți asta categoric? Păi eu nu văd niciun rezultat în fotbal. Nu văd niciun plan. Să existe un plan al Federației Naționale, al Federației Române de Fotbal. Cum? Care... Fotbalul pe uliță. Ah, da. Și pe gheață ar merge acum. Oricum. A făcut domnul Țiriac un patinoar, că zăpadă oricum nu mai avem și cred că aia e varianta. Fotbalul, el era foarte priceput, am înțeles că era foarte priceput la fotbal în sală. Da, de acolo și n-am putea să-i facem un campionat micuț cu câte un copil de 8-9 ani să-l punem președinte acolo pe Burleanu. Să fie președintele fotbal de copii în sală cu teren sintetic, da, să negru. Și la federație. Nu, să nu meargă, să lase federația în pace, care merge mai bine fără el și fără conducător. Da, credeți că mai poate pleca de acolo? Adică mai poate fi scos de acolo, domnul Burleanu? Dacă niște oameni politici ar mai dori... Politici? Păi da. Doar politici? Păi sau... da. Păi da. Și Mircea Sandu când... Sau niște domni îmbrăcați în negru, care umblă cu dube negre și cu elicoptere negre. Asta e imaginea așa... stilizată. Și eu mergem cu o dubă neagră la un moment dat, așa că nu vreau să zic de asta. Știu unde, că îmi plac mașinile. No, din păcate, fotbalul s-a distrus și se va distruge în continuare, pentru că n-ai o strategie, nu ai un plan făcut. Nu, adică, eu înțeleg, Burleanu se îmbracă frumos, vrea să povestească, să zice, da. Nu vrea să povestească, nu, nici nu mai vrea să povestească. Acum nu mai vrea. Nu mai povestește. Acum nu mai vrea. La început era foarte atractiv, foarte deschis către presă, voia să povestească ce planuri are el. Între timp planul lui sau să-și aducă niște cunoștințe în jurul lui, lucru care, până la urmă, cam fac toți. Da. Pentru că te bizui pe oameni cu care ai lucrat, dar el nu prea lucrase înainte să ajungă la federație. Adică Mircea Sandu, de bine de rău, era un nume greu în fotbalul românesc și ulterior și în fotbalul extern, pentru că când a fost cooptat în conducerea forurilor internaționale, a reprezentat ceva pentru România. Când a reușit cred că a avut și el un merit pentru Lupescu să ajungă la UEFA, dacă nu mă înșel. Adică astăzi eu nu mă simt reprezentat de fotbalul românesc. Deloc. Deloc. În afară de vreo 3-4 proprietar de echipă din România, domnul Varga, domnul Becali, domnul Iftimie, mai nou domnul Șucu. Așa, ajunge și la domnul Șucu. Sunt foarte, contrariat așa de, și un pic
Nu, nu, toți oamenii de afaceri înnebunesc la un moment dat și vor în fotbal. Nu cred că e doar asta. Nu, eu nu cred asta. O să vă pun așa o teorie în față. Sunt curios dacă pare absurdă teoria conspirației sau nu. Dar vreau să vă întreb altă chestie. Ați citit interviul lui Mircea Sandu din Gazeta Sportului? Nu, n-am apucat. Uite, dacă o să-l citesc. Deci Mircea Sandu spune așa la un moment dat, zice... Domnule, zice, eu i-am dat hotelul, eu am intervenit pentru a-l ajuta pe Hagi să ia hotelul. Unu, deci zice așa, eu l-am ajutat pe Hagi, am venit cu acea propunere într-un proiect al UEFA să-i alocăm 300.000 de euro în dezvoltarea bazei de la Ovidiu. Problema e că doar lui Hagi a dat banii, deci bine, banii erau pentru toate academiile de copii și juniori din țară. Bine a făcut. Nu cred asta, dar... Eu l-am ajutat cu prietenii mei și cu prim-ministru Radu Vasile să participe ca să achiziționeze hotelul pe care l-are la Mamaia. Bine a făcut. Și asta a făcut bine. Da. Dacă nu ajungea dacă nu lua Hagi acel hotel, ajungea, haideți să mergem prin Mamaia cu niște hoteluri care sunt distruse. Sunt? La ora actuală. Da. Care sunt lăsate în paragine, adică cum le-au luat de la FPS-ul de pe timpuri, așa au rămas și au tras banii. Foarte bine că i-a dat lui Hagi. Ok. Dacă dădea la alte academii, da, dispăreau acei bani, aia 300.000. Hagi a făcut ceva cu ei. Hagi are singurul proiect pe copii și juniori din România. Așa. Care produce. Sâmbăta trecută are sau nu știu FCSB cât. Are și N-are FCSB. Are domnul Șucu acum dita mai proiectul. Da, e un proiect interesant. Vedeți? Am văzut ce face pe baza sportivă, da, că investește. Da. Vedeți, Hagi a făcut un lucru care nu l-a mai văzut de mult. A băgat un puș, Stoian îl cheamă, mi se pare, da, născut în 2007. Are 14 ani, 15 ani. Asta e viitorul fotbalului, dacă vrei să faci ceva în fotbal. Exact, oare asta începusem. Da, eu asta începusem, păi cu Romica Tihaia. Păi nu, că vă iau acum jucătorii pe care a produs Hagi până acum, da? Și să vedem unde sunt. Asta e altă treabă. Păi, nu cred că e altă treabă. Asta e altă treabă, pentru că asta e nivelul... Jucători de genul ăsta care n-au reușit afară au produs cam toate academiile din țară. Noi nu mai putem să performăm afară. Păi de ce? Dacă faci o academie nu la nivel occidental, nu, de ce să nu faci asta? Nu. Aia nu înseamnă, nu poți să faci cu o academie. Uitați-vă în Croație, uitați-vă în Ungaria. Așa. Sunt 20 de ani de muncă, da, care încep să dea rezultate. La Croație, povestea e mult mai veche, pleacă din vechea Iugoslavia cu centrele sportive. De pomană l-ai pe Hagi care investește. Copiii de la 2008, 2006, 2009 ar trebui să joace cu alți copii de la alte academii care sunt la nivelul lor. Dacă joacă cu unii la un nivel mai și jos, ei n-au cum să crească. Aha. Spuneți că n-au competiție, n-au competiție. Rival. Asta e vorba de un proiect. Asta e un proiect, asta e un plan de țară până la urmă urmei. Adică nu pot de pomană face Hagi. Face niște lucruri bune. Da. Dovadă că sunt copii care la 14 ani, 15 ani intră în teren. Un lucru, Hagi la cât a intrat? La 16, dacă nu mă înșel. Cred că 15 jumate. Da, 15 jumate. Nu, cred că avea 16. Nu trebuie să spocnească 100 de copii, dar trebuie să ai în multe locuri ceea ce face Hagi. Nu poți să ai doar o oază. Păi, FCSB, mă rog, Becali a zis că mai taie din bani acum o săptămână. Că păi e supărat că nu-i merge echipa și pe undeva. Exact. E ce sunt, și greșeala. Mai sunt, au început să mai bage totuși bani. Sunt o grămadă de școli apărute acum. Păi sunt, dar toate școlile astea, părerea mea, bagă pentru că nu există un patronaj, nu există o politică a Federației Române de Fotbal, nu există o politică decât în Ungurește a Ministerului Sportului. Ați văzut cum vi s-a părut asta? Mesajul transmis, platforma transmisă de ministrul Novak în limba maghiară. Nu, a transmis-o și în română, dar s-au folosit alții pentru că nu știu să comunice și nu știu să-și facă asta și au pus. A pus-o, Radu Tudor a pus-o zile trecute pe Facebook-ul lui și varianta română că există. Și așa. Dar nu știu să comunice. Problema cu... Eu n-aș pune la Ministerul Sportului, n-aș pune un ungur ministru, sincer. De ce? N-aș pune, nu știu. Chiar dacă e român cu nume Măduva Oaselor, afară de origine... Nu neapărat, pentru că eu aș spune un român care aș vrea să gândească un proiect românesc acolo, să ne mândrim cu el. Nu că ungurii n-ar fi buni, Doamne ferește, n-ar fi buni. Eu aș spune un român să ne lăudăm, doamne, avem un proiect. Cine l-a făcut? Păi români. Dacă ni-l fac ungurii, atunci să nu ne mirăm că guvernul maghiar investește în Transilvania la greu. Că noi nu suntem în stare. Eu spune, cumpără Transilvania la parcele? Nu cumpără, pentru că noi îi lăsăm dacă fac chestia asta. Păi, sigur o cumpără. Păi și atunci, acu' e vina? Acu' e vina? Nu tot a noastră? Ba da, sigur că păi, da. Și dacă n-ar fi unguri și ar fi niște firme cipriote sau firme din Middle East, care ar fi diferența? Nu se plece cu pământul, nu și iau cartea funciară și fug cu pământul și îl încarcă în basculante și îl iau. Doar dacă noi suntem slabi, ei reușesc să crească acolo.
Bun. Deci Mircea Sandu, și pe Mircea Sandu îl vedeți într-o altă lumină acum decât acum 12 ani. Da, da. Pentru că vezi diferențele. Chiar dacă spune că n-avea ce să facă cu meciurile cooperative, că asista la ele și asta a spus în interviu. Nu, stai. Aici a zis că, domnule, asistam, dar n-aveam, ce puteam să fac eu președinte? Stați că m-am amestecat într-o altă zonă unde eu mereu m-am certat cu Mircea Sandu pe chestia asta. Când era și Costică Vâlcea la arbitraj și la Costică Vâlcea m-am zis eu în birou și omule, tu la ce faci acum? O să ajung la pușcărie. Acolo, și lui acolo i-am spus cu mâna pe inimă și recunosc și nu-mi pare rău că i-am spus. Adică el ne norocea cluburi de fotbal. Uh-huh. El și alții. Lucruri care se întâmplau și înainte, nu? Da. Mi-aduc aminte, într-un tur de campionat, echipa mea luase vreo 120 de cartonașe. Deci ai mei și când intrau pe... La echipă? Că o parte din ele pot fi explicate. Nu cred că era săpunare, că era săpunare. 2007. Nu era. Okay. No, era, nu, la săpunare era roșu direct. Nu era. N-a putea să strângă multe galbene. Okay. Da. Cristi Săpunaru? Eu am lucrat bine cu Cristi Săpunaru și era un jucător de echipă, dar trebuia strunit. Dar tot așa era, dar trebuia strunit. Vulcanic, impulsiv. Da, eu îl chemam la mine în birou, îl certam și două, trei săptămâni era ușă de biserică, trăgea echipa după el. Și după două, trei săptămâni? Ia trebuia să ai o discuție cu el. Dar de ce? Sunteți un om care înțelege totuși psihologia. Fotbaliștii sunt ca artiști. Fotbaliștii unii sunt ca artiști. Trebuie cultivați, uite, pe Cornel Dinu și gașca veche de jucători. Povestesc ei. Nu pot să povestesc eu, da? Așa. Beau și se duceau la meci sau la antrenament. Da. Așa erau construiți. Ei puteau. Da. Dacă le punea cineva un program să nu bea 3 zile înainte de meci, nu mai jucau ca lumea. Trebuie să-i lași în starea lor, să intre într-o stare. Și era și Săpunaru, așa sunt toți, și Hagi la vremea lui, și Lăcătuși, toți aveau, dar problema e că trebuie să găsești liantul și să găsești acel echilibru până la urmă. Țineți minte vreo una cu Săpunaru, vreo poveste? Țin minte multe. Una de pe care o puteți povesti în dimineața asta? I-am dat dreptate, dar pe de-o parte mi-a părut rău, jucam cu Steaua la noi acasă și s-a certat cu Olăroiu. S-a certat la modul? De pe teren spre vestiare. Aha. Probabil că Olăruia a reproșat ceva și el a răspuns. Da, poți că a intrat la cinea și Cristi a reacționat. Bun, el a reacționat apărându-și echipa noastră, FC Național. Okay. Adică nu, dar nu merita în relația lui cu antrenorul Cosmin Olăroiu. Așa. Adică au fost acolo niște chestii. Dar, pe de altă parte, Săpunaru a procedat corect pentru clubul la care juca, dar pentru FC Național. Ce a făcut? A fost o discuție și atunci a zis, bă, că nu se poate. Hai să respectăm noi niște limite. A fost o discuție mai dură, da? Mai dură, la modul... Da, nu știu, nu vreau să zic. Și-au scăpat niște vorbe sau niște vorbe? Doar vorbe. Nu. Olăroiu era, chiar dacă n-avea antrena la Steaua, avea altă vârstă. Era la Steaua. Și jucau la noi și a fost egal, mi se pare. Okay. Era al doilea meci, dacă nu mă înșel, al lui Bergodi când l-am adus în țară. Bun, ok. Și au fost niște discuții la pauze de le pe stadion, cum se întâmplă. Adică era tunelul ăla lung, adică exact, tunelul era prin aer liber până la vestiar. Nu era, da, jumate era în aer liber, că era între peluză și... Și s-au înjurat până la vestiar. Nu s-au înjurat, nu. Nu există, la FC Național nu există un jurător, vă rog frumos. Sigur că da, dacă sunt convins. S-au schimbat niște cuvinte, dar atunci Olăroiu a avut diplomația, care vedem că are și astăzi pe unde lucrează, să aplaneze acel conflict. Săpunaru își apăra echipa la care juca. De sărise cumva și la Olăroiu cu gura, cum ar veni. Da, da. Toate lucrurile astea, și Cristi Săpunaru și alți jucători, trebuie să discuți cu ei. La momentul în care eu adusesem un psiholog la echipă, unele ziare râdeau de mine. Mi-aduc aminte că erau niște comisii pe la FRF care nu știa, domnule, s-a apucat Iacob să aducă și psiholog, se pricepe el. Hai să ne uităm în state, hai să ne uităm la marile echipe din Europa care au staff de psihologi, nu psiholog. Care discută cu jucătorii, scot din pasa proastă, îi ajută, îi înțeleg, văd ce probleme au ca să poată ajuta clubul. Okay. Au probleme în dragoste, au probleme, nu știu, ce... Da? Pentru că un jucător trebuie să fie apt 100% și mental și fizic când intră pe teren. De asta e staff medical, de asta ar trebui să ai și un staff pentru minte, să poți să-i ajuți. Mi-aduc aminte că a adus și FCSB, Steaua, un psiholog la un moment dat, și pusese pe jucători să bată niște tobe, să facă, și a venit Becali la stadion. Era și a început să dea cu șutul în tobele alea și i-a ușchit pe psihologi de acolo. Da, să știți că și dacă ne uităm un pic acum, și Gigi Becali avea alt gen de psihologie. El știa să-i motiveze înaintea meciului când mergea la ei. Dar era alt gen, erau alte timpuri.
mergea între ei, discuta, acum nu, mai e complicat și jucătorii nu mai sunt ca cei de acum 20 de ani, să nu știm, de acum 30 de ani, s-a schimbat foarte mult. Trebuie să lucrez cu alte metode, cred. Fiți atent, teoria Șucu. Așa. Un om de afaceri cu o reputație în regulă, nu e, n-a apărut în scandaluri majore, nu a apărut. Da. Un om de afaceri cu o reputație în regulă intră în fotbal la un club foarte cunoscut, cu o bază de cu un bazin, cum se numește, de suporteri destul de mare, nu cel mai mare din țară, dar destul da, de fideli. Mare. Dar fideli. Dar fideli, da. Investește, ridică o bază, schimbă imaginea cumva a clubului, profită de faptul că e un stadion nou, investește în jucători. Iar în jurul lui, ca un tren, așa, ca o locomotivă, apar niște oameni politici în tribună cu ceva vreme înainte de niște alegeri importante în țara asta. Ce oameni politici? Nu, chiar nu știu. Domnul Joana l-am văzut la stadion. A, lăsați, mai bune, că discutăm de Mircea Joana. Adică să fie cumva un vehicul de imagine pentru domnul Joana care se pregătește să candideze. Dar el se pregătește de când îl știm pe Mircea Joana. Păi da, dar înțeleg că acum chiar se pregătește serios. Da, iar ne-l pun americanii și pe ăștia. Cum? Iar ne-l pun americanii și pe ăștia. Eu am auzit că e candidat serios. E candidat. Și cu șanse mari de a câștiga. Și cu șanse mari. Dacă îi facem o măsurătoare în sondaje politice, s-ar putea să fie mult mai jos decât vor alții să-l propună. Deci nu credeți în teoria asta. Domnul Șucu împins în față pentru a-l trage pe domnul Joana, a-i atrage domnului Joana un bazin important de voturi. Nu cred că ar face Șucu chestia asta. De ce nu face nu asta? Nu cred că face. Pe el, oamenii politici fug după imagine. Da. Păi și eu când aveam rapid echipă, în momentul ăsta este perfect. E perfect. Da. Orice om politic vrea să vină la meci când echipa e bine. Da. Când echipa începe să nu aibă rezultate, au treabă brusc. Normal. Eu am pățit-o. Așa. Eu am pățit-o și am văzut și când era la Dinamo, când era Adrian Năstase premier, cum îl curta unii și să vină la meci. Doar să fie, dacă nu venea el, măcar să vină Toma Zaharia, care conducea Ministerul de Interne, că el conducea, nu-l conducea rus. Așa. Mereu caută oameni din zona politică și anumite cluburi care au departamentale la vremea respectivă, da. Că Dinamo până la urmă da. vrem. Și oamenii politici își caută și ei un vehicul da. De care să se agațe. Eu cred că dacă Rapid, Doamne ferește, are 3 rezultate proaste, nu-l vedem pe Joan în tribune sau pe alți oameni politici. Nu se mai vedem o perioadă. Și apar vedeți după că aia. Nu prea are rezultate proaste pentru că se vorbește și de o umbrelă pe care a apărut brusc deasupra clubului Rapid, așa, o umbrelă de protecție. Nu știu, vedem arbitrajul din ultimul meci, de exemplu. Aia, da. Nu știu, mie îmi place Mutu. Mie îmi place Mutu ca antrenor. Nu vorbim. Adică nu bagatelizăm ce face Mutu acolo, nu. N-aș vrea să mă pronunț pentru că nu știu despre ce e vorba la Rapid, dar eu nu cred că Dan Șucu face chestia asta pentru Mircea Joană. Eu nu cred. Eu cred că Mircea Joană s-ar putea să aibă o prietenie de mult cu Șucu. Uite, și domnul Tăricianu a apărut. Un mare om politic. Domnul Tăricianu nu mai e un politic. Din moment că nici n-a fost. Nu, a fost. A fost un bun premier. Nu. Da? Da, da. Din păcate și Călin Popescu Tăricianu, ca și Victor Ponta, au vrut să asculte de niște consilieri străini care învățau ce se întâmplă la noi în țară, care nu știau. Mi-aduc aminte că vorbeam cu acei consilieri la un moment dat, m-a bufnit și râsul. Dar, în fine. Când vrei să asculți de străini care știu ce... cum se vorbește limba românească, dar ei nu vorbesc. Da? Așa. Mi-aduc aminte că aveam la Pro-România adusese Ponta un staff de consilier care îl consiliaseră pe Dragnea în 2016 și pe Tăricianu și tipul ăsta vrea să se ocupe cu noi de campanie. Și a scos el un slogan: în lupta împotriva PSD-PNL votează Pro-România. Păi în lupta împotriva nu prea merge în românește. Merge la hemoroizi, că e un unguent acum care... El nu vorbea românește, dar ne făcea nouă sloganuri. Uh-huh. Nu știa nici care e doctrina. Bine, nu că am fi avut vreo doctrină sau o ideologie. Cât timp ne-am unit ALDE cu Pro-România, da. Adică stânga cu dreapta. Ca și acum, PSD cu PNL la guvernare, fără supărare. Și se miră că se înjură între ei. Ăsta e nivelul la care s-a ajuns. Și atunci spuneați că a spus la un moment dat că orice om înnebunește... cred că asta ați spus la un moment dat, că un om de afaceri are nebunia lui la un moment dat. Cam asta ați spus. Da, la un moment dat. Deci asta simțiți că era domnul Șucu, are așa un bufeu de
fotbal. Da, cred că a ajuns la un nivel, cred, nu știu, nu-l cunosc. Bine, are doi băieți care fac fotbal, înțeleg, și poate fi un argument serios pentru a investi în fotbal, nu? Mi se pare un tip calculat. Cred că a ajuns la un nivel în care își permite să investească o anumită sumă în sport. I-a plăcut ideea. Și vedem ce iese. Singura ce chestie credeți că o să iasă? Singura chestie să la cum știți fotbalul, la cum știți ambientul, la cum singura știți... chestie să nu se bage cumva în discuții despre arbitraje și alte chestii. Că fotbalul poate fi și o rampă către închisoare. Adică e cu două... E drum cu două sensuri. Așa. Adică dacă da. Știi să stai departe de da. Zona aia, nu te duci la pușcărie. Eu mi-aduc aminte când am fost așa. De vreo două, trei ori la DNA și când mă întrebau de meciuri. Știam că n-am făcut nimic, dar mă simțeam cumva, dom'le, dar dacă s-a interpretat că am vorbit cu Prunea, care era la federație, sau am luat masa jos în restaurant, am cu arbitrii care au fost la noi la meci. Adică, mi-aduc aminte, jucam o dată cu Faru. Așa. Era semifinală de cupă. Ne-au nenorocit arbitrii. Era un arbitru foarte bun. Ne-a nenorocit. Cine se? Cum îl cheamă? Nu mai. Dar orice jucător care trecea de jumatea terenului... Era offside. Era offside. Aha. M-am dus la pauze. Era, mi-aduc aminte că era Gelu Bosâncean, care era el, era... Șerban Mihăilescu, care... Michi Șpagă. Michi Șpagă, da. Și m-am zis, băi, dar terminați cu... Și, Doamne, noi nu facem... Dar Bosâncean era rușinat într-un fel de ce se întâmplă. Și soarta a făcut să-i batem noi cu 4-1, dacă nu mă înșel, să întoarcem, sau 3-1, să întoarcem rezultatul. A dat Săpunarul 3 goluri, dacă nu mă înșel. Dar cine era arbitru atunci? Că știți, nu? Am vorbit după aia, după meci, am... Cu arbitru. Cu arbitru, cu ăsta. Singurul care era Prunea, care era mai afectat și am zis, bă, nu s-a dus la ei, mi-aduc aminte, nu vă e rușine să furați chiar pe față și mai stați să și mâncați? A fost... Asta l-a zis Prunea. Da. Fă foarte distractiv la vremea respectivă. Dar erau alte timpuri și atunci se făceau aranjamente în fotbal și acum cred că se fac, nu cred că s-a spălat nimeni, cum se întâmplă și în alte țări, nu numai la noi. Da. Ați văzut cu VAR, sunt o grămadă de discuții chiar și așa, când evidența uneori este în fața ochilor și alții eu nu o văd. Da, pentru că și cu VAR, cu VAR-ul ăsta, atâta ne-am căcăit să-l băgăm, să nu-l băgăm, încât am sădit o doză de suspiciune în oameni. Dom'le, dar dacă e, dar dacă nu e, da? Lucrurile trebuie făcute și explicate. Dacă nu vii și explici ce înseamnă VAR-ul, să înțeleagă lumea cu adevărat, păi, pentru că e o chestie... Lumea înțelege cu adevărat, dar se pare că arbitrii, unii dintre ei, nu prea înțeleg cu adevărat. Sau nu vor să înțeleagă. Eu când zic de lume, mă gândesc la arbitri. Ah, ok. Pentru că nu mai știu cine conduce astăzi Comisia Centrală de Arbitri. Chiros Vasaras. A, nemaipomenit. Tot cel rămas de pe timpul, da, nu? Da, da, din perioada lui Mircea Sandu. Da. Nu cred că omul ăla poate să-i învețe pe arbitru. Eu m-am dus, am văzut arbitraje la copii și juniori. Tușierul care ar trebui să vadă, el nu vede în fața lui dacă e out, așteaptă să ridice centralul, se uită la central, el ridică așa, pasă mâna, nu se poate. Adică sunt norme de bază. Dacă nu-i înveți pe cei care sunt la copii și juniori, nu mai vorbesc de Liga 2, a 3, dacă nu-i înveți abecedarul, ce pretenții ai când ajung la Liga 1 să interpreteze o linie trasă drept? Poate nu o văd dreaptă linia, poate o văd într-o parte sau în altă. Spre stânga, da, spre dreapta. Depinde. Adică cu VAR-ul ar fi foarte ușor să judeci calitatea arbitrajului, dacă vrei. Și în momentul în care ai dat două, trei exemple serioase, poate chiar ce unul... Ce înseamnă două, trei exemple? Adică să-i scoți din arbitraj. Unul, doi, scoți din arbitraj. Nu contează de ce... Pe domnul ăsta de la Rapid cu așa l-ați fi scoți din arbitraj? N-am văzut meciul, am citit cronicile. A. Nu pot să mă pronunț. Dar după cronici... am văzut ce a scris și dumneavoastră, am văzut. După cronici... Da. Dacă alții nu fac nimic și se uită... Dar ar fi păcat ca asupra Rapidului să se arunce umbra îndoielii privind rezultatele. Mm-hmm. Cu toate că Dan Petrescu, el contestă orice și la el golul contestă, cred că. Și hai, domnule, mi-a fost gol. Da, asta e chiar al meu. De proiectul CFR ce ziceți? Cu domnul Varga și... Da, mie îmi place, l-am cunoscut. Și cu umbrela politică din spatele. Nu, nici umbrelă politică. Cum nu nici umbrelă politică? Ce umbrelă politică? Păi vă spun eu asta, aici aș... Așa, deci, spuneți-mi, cine bagă banii? Păi asta e o întrebare foarte bună. Nu,
Ba da, Varga. Vedeți ce proiecte imobiliare. Eu l-am cunoscut o dată la Cluj. Așa. Mie mi-a plăcut omul, vă spun sincer. Da? Da, cum e el, așa. Înțeleg că la un moment dat s-a deghizat într-un arab ca să dea o țeapă cuiva și nu vorbea nimic, că ideea era să nu vorbească, că nu știe limba, dar trebuia să fie acolo, la o întâlnire. Da, mie îmi place. Umblă o legendă. S-a deghizat în arab, l-au adus acolo, la masă, să se puiască. Vezi, doamne, era vorba de cineva trebuia să investească cu garanția că proiectul conține și investiție arabească. Eu vă arăt... Și domnul Varga s-a deghizat în arab. A, o știu povestea. Eu vă arăt și miliardari din Silicon Valley, din state sau în altă parte, care au făcut cam așa ceva. Zău? Da, au vândut mari oameni de afaceri care au vândut, și în România sunt unii care sunt în top 10, care au vândut niște proiecte prezentând o situație fantastică. Între timp, unele chiar au reușit, altele nu. Adică se întâmplă în lumea afacerilor. Da. Ceea ce face el la CFR și înțeleg că face singur, e de lăudat. Nu face singur, domnul Iacov. Aici vă contrazic. Cine bagă banii? Pe mine să mă interesează, că de la bani afli totul. Întrebare, cine bagă banii ca ultim zi? Cum se cheamă? End user. End user, nu? Dar cine generează banii și cine îi dă acelui user? Eu știu, știu că în Cluj Varga a dat peste cap piața imobiliară. Prin proiectele pe care le face sau prin ce face el. Okay. Și atunci cred că are bani necesari. Dacă își permite să intre în niște proiecte mari de investiții, cred că are și banii să că e prieten cu X sau cu Y. Eu nu cred că omul politic te ajută. Nu? Eu cred că eu știu o situație în care a ajutat pe CFR, clar. Care? Cum îl cheamă? Rus? UCU Rus? Da. Da? Care e nelipsit din deplasările CFR-ului. Ai altă treabă că e nelipsit. Eu mi-aduc aminte, o întâmplare, e de râs într-un fel. Eram în 2019, fusese alegerile europarlamentare. Așa. Eu conduceam campania la Pro-România, am luat un număr mare de voturi, 595.000, la prezență de 50%, 6,6%, un partid nou înființat, în fine. Terminăm noi asta și facem o ședință la World Trade Center, în care vin șefii de organizații județene. Așa, AJF-urile, cum ar fi. AJF-urile, cum ar fi. Așa, da. Mai cu o seară înainte, unii dintre noi mai petrecuse, încă nu, eram bucuroși după un rezultat, să intri direct în Champions League, în Parlamentul European. Și aveam un coleg și prieten la Pro-România care mi-e și astăzi, Felix Rache, fost ziarist de asta. Așa. Care conduce, de fapt, organizația de Buzău. Okay. Și fiecare își prezenta, domne, ce a fost bine, ce a fost rău în campanie. Și Felix Rache bine, ia cuvântul după Ponta și după mine, dacă nu mă știu sau înainte, ia rus cuvântul. Și rus explică niște chestii, didact, cum e el, așa, grav. Era în partid cu... Da. E în partid și acum, cred că Nu știu. Și Felix Rache apasă asta și zice, domnul Rus, am o rugăminte la dumneavoastră. Spuneți-ne ce rezultat ați avut la Cluj și după aia vă dăm dreptul să vorbiți. Deocamdată trebuie să vorbească cei de acolo unde eram noi. Da? Cei care au condus campania și care au scos rezultatul ăsta. Ponta, Tudose, Iacov, Câmpeanu, ceilalți, Daniel Constant, cei care au fost. Dumneavoastră nu aveți niciun rezultat deocamdată. Vă rog frumos. Nimic, și s-a ridicat Felix Rache și a ieșit din sală. A rămas Rus, nu l-a mai băgat nimeni în seamă. Așa că oamenii politici sunt buni la altceva. La fotbal și la și organizare. Și domnul Dâncu, care pare și el totuși așa o plasă de siguranță pentru domnul Varga. Dâncu e un bun sociolog. Îmi place să-l ascult pe Dâncu. E un bun sociolog. Chiar e un bun sociolog. Așa. Și eu știu cu ce l-ajută pe Varga. Eu nu cred că. Nu cred că se duce Dâncu și scoate autorizația de construcție. E foarte bun prieten și e, de fapt, mentorul domnului Burleanu, care are în brațe Comisia Centrală Arbitrilor Independentă. E drept. Aici ai o discuție. Aici e o discuție unde s-ar putea să aveți dumneavoastră dreptate. Și asta trebuie dovedite până la urmă. Sau măcar strânse destule suspiciuni încât să poți să scuturi Brigada Centrală, conducerea CCA-ului. Da. Comisia Centrală. Aici aveți dreptate, da. Adică în anii trecuți s-a vorbit mult despre arbitraje pro-CFR până la intrarea varului în... Au cam fost unele. Au fost. Au cam fost. De ce să nu spunem lucrurile pe nume? Da, vedeți, aici intervin foarte mult și conducătorii clubului care știu să-și facă relații sau au relații din perioada veche. Sau... Uite, de exemplu, știu că e Balaș la ei. Așa. Eu pe Balaș nu l-a suspectat de nimic. Nu. Nu. M-a arbitrat și prost, mi-a dat și bine, mi-a dat și da Balaș. Eu n-am ce să... Adică pe partea asta de suspiciuni legate de aranjament.
M-a arbitrat, am avut și meciuri proaste în care m-a arbitrat, dar am avut și meciuri în care a fost corect. A avut și meciuri în care a fost corect, ați spus. Nu, deci nu, nu. Asta rămâne, e bună. A avut și meciuri în care a fost corect. Nu, eu n-am ce să-i reproșez lui Balaș. Nu știm. Da. Alții chiar poți să le spui, dacă te gândești la un Corpodean sau la... Corpodean a fost atunci cu 4. Nu mai știu. Nu mai țineți minte? Sorin Corpodean, sau cum îl chema? Sorin Corpodean, da, da, sigur. Nu, era un... Din Ocnamureș. Ocnamureș, da, erau alte timpuri. Nu? Atunci exista un Penescu de la Argeș, așa, care venea, oleocit. Pe cum? Domnul Penescu a și fost cel cu arbitrii care... Păi a fost, păi el era cu Costică Vâlcea, nu? Da. Știați chestia? Adică se știau în fotbal astea înainte să... Da. Da? Da. Se știa. Că umblă la... Borcanul cu... Că umblă, ce? Că îi strâmbă din prima pe arbitru. Până când s-a trezit, până când l-au percheționat pe Penescu la birou și au găsit CD-urile, cum îi înregistra el discuțiile cu ăla, cu ăla. Exact, prin făcăleață, mâna lui dreaptă, da. Da, da. De echipa națională ce ziceți? Cum vi se pare? Merge perfect. Face parte din plan. Păi, înțeleg că, deci, domnul Beloni n-a venit... pentru că nu erau bani din cauza finanțării proiectului fotbal pe uliță. Da. Așa i s-a spus domnului Beloni, că nu sunt bani, pe federație e angajată în foarte multe proiecte, inclusiv ăsta, fotbalul pe uliță. Da. A venit domnul Edi Ordănescu. De Stancu. Cum? Cum a spus? Nu știu, mie mi se pare tot ce se întâmplă la federație că e de râs, nu e? Așa. Din păcate ne uităm toți la meciuri și ne pare rău de ce vedem, dar e normal ce se întâmplă. Ei, ăsta e planul lui Burleanu. Cum poți să distrug o federație de fotbal? Și el cred că ar putea să-și dea doctoratul și el n-ar plagia ca alții. Dar cred că l-a reluat totuși pe altceva. A, cred că are vreo două, trei. Nu știu. Are, asta, da. N-are cum să n-aibă, nu. Da. N-are cum să n-aibă doctorat. În România și câinii cred că au doctorat. N-aveți încredere în Edi Ordănescu? Ba da, am încredere. Nu vă simt foarte convins. Păi nu, dar noi de 10 ani sau de când dânsul când aveți? 2014. Sunt 8 ani. Da, da, da? Exact. Nu vrei să vorbești toată Olăroiul? Nu vrei să națională? Da. E scump Olăroiul. E scump? Da. Olăroiul venea și pe gratis. Nu cred. Dacă îi dai un proiect, cred, ba da, Olăroiul e mai ține mai mult cu țara asta decât foarte mulți. Să vedeți ce... Dar n-ar răspunde. Spune, să vedeți ce... Spuneți, domnul Iacob. Cum prezintă România. Nu e adevărat. Dar unde trebuie să-i prezinți un proiect lui Olăroiul. Ca să-l rup de acolo, da, trebuie să-i prezinți. Olăroiul e în stare să-și bage și banii lui. Olăroiul când era la început de carieră și-a băgat banii lui la FC Național și nu știe lume. Păi povestiți-ne dumneavoastră. Nu, împrumuta el, plătea el salariile jucătorilor. Au fost mulți antrenori care au făcut chestia asta. Și Răzvan Lucescu făcea asta. Și Răzvan Lucescu, da. Și Răzvan Lucescu, chiar și da. Deci sunt antrenori care, eu cred că la Olăroiul n-ar fi vorba de bani. Ar fi vorba de proiect. Stai așa cu el, da, și fă un plan. Ce plan? Ce? Păi nu, plan pentru că Olăroiul ar vrea să se, odată ce crește echipa națională, să reușească să implementeze un plan și la divizia întâi, cum un așa, a întâia liga. Păi da, da, la divizia, dacă te-a pus să implementezi un plan. Păi dacă vrei să-l aduci pe Olăroiul să faci, să te lovești la alegeri de niște voturi împotrivă. Nu dacă te lovești, numai? Că sunt cluburile de liga a doua, a treia, cluburile școlare care AGF-ul votează. Ai, eu am trecut prin experiența asta. Eu știu când pe Mircea Sandu îl susținea Blaga. Vasile Blaga, nu? Vasile Blaga, da. Și? Pe mine îmi dădeau oamenii afară din sală de la ziua, în ziua votului, dar nu-mi pare rău de mine ce s-a întâmplat. Asta era o luptă. Așa, s-a minunat și el. Mi-a zis după, bă, Iacove, nu știu cum ai scos 69 de voturi, că eu mă așteptam că n-ai cum să scoți atâtea voturi. Mi-a dat oamenii afară. Oamenii care au venit în sală au spus că n-au dreptul să intre, să voteze pentru cluburile lor. Pentru că n-aveau toate actele în regulă. N-aveau niciun. Nu erau ai lor, nu votau cu ei. Okay, da. Da, a fost o situație cu... A fost o luptă. Eu respect lupta. Așa. N-am fost în stare să mă duc în camera lor și n-aș fi vrut să mă duc în camera lor, că erau cazați cu o seară înainte la Rin, la mulți conducători din fotbal să-i premiez înaintea meciurilor, cum mi s-a promis. Asta când? În 2010? 2010, da. Era Rin atunci? Era construit? A fost o petrecere făcută de Mircea Sandu cu o zi și înainte. Mi s-a promis o premiere. Poate unor a zis, da, nu știu, că n-avem dovezi, dar eu am refuzat să fac chestia aia, da, am refuzat să mă implic, da, cumva politic la vremea respectivă ca să obțin un ajutor de la cineva să fiu ajutat în alegeri. Dom'le, dacă reușesc să conving, au mutat alegeri, a fost o situație, trebuia alegeri să fie în mai 2000,
10 și pe 18 decembrie l-au pus pe 25 ianuarie sau pe 26 ianuarie. Ca să nu mai fie timp de... Ca să nu mai fie sim. Lupescu întrebându-mă la vremea respectivă, ce faci, pleci pe undeva în concert? Da, mă duc la schi, a, perfect. Perfect. Și am zis, bă, Ioane, exact cum i-a spus lui Lupescu când a candidat, să nu candideze, că nu va avea nicio șansă. Acum, da. Cu Burleanu. Da, cu m-a rugat și el și niște prieteni de-ai lui să-i sprijin cu voturi prin țară. Și am zis, bă, nu cred că e bine să intri pentru că vei pierde. Și e păcat să fii umilit de Burleanu. Adică cu Burleanu trebuie să intri într-o luptă în care o câștigi. Dacă nu, nu există, intri. Mai există șanse, nu știu, în viitorul apropiat, pentru că înțeleg că nici cu mandatele nu mai există o limită pentru mandat. Nu există limită, nu. Adică există vreo șansă? Întotdeauna există șansă. Înlăturat de acolo? Întotdeauna există șansă. Dar ce trebuie să întâmple ca domnul Burleanu să fie înlăturat de acolo? O conjunctură politică. Și politică trebuie. Mm-hmm. Sau să vină niște oameni puternici să explice, să iasă în față și să explice niște lucruri. Un Mircea Lucescu, un Olăroi, un oameni care o confirmă. Și credeți că ar putea să-l convingă acești oameni pe Nu Burleanu? Să-l convingă, să formeze un curent de opinie în care să vină 3.000 de oameni în fața federației să spună, du-te bă băiatule acasă, te-ai îmbrăcat frumos, te duci în parc, ții ziare, îți dăm noi ziare și citești. Lasă fotbalul că ai distrus destul până acum. Nu există coagularea asta din și păcat. Știți la nu fel există. De bine ca și mine, că n-a existat coagularea, nu exista nici nu în generația există. De Eu n-aș recomanda niciodată să fie o implicare politică în așa ceva, cum eu n-am vrut în 2010 să fiu susținut. Așa? N-ați vrut să fii susținut de cine? De cineva care era foarte important cine, la vremea domnul Iacov? Spuneți-ne acum, n-am vrut să mă duc, cine nu. Trebuia să vă susțină în 2010? Un om foarte important din conducerea țării și n-am vrut în 2010. Domnul Băsescu, cine? Nu mai contează, e istorie. Când era scrie, domnul Băsescu, nu atunci conducea, da, dar era da. Într-o perioadă dificilă. În 2010 nu era dificil, că era final de 2009. O criză puternică politică, din câte țin minte. Nu era nicio poate. În 2009 rămăsese guvernul PDL, așa, în noiembrie. Așa, nu, și pe dumneavoastră? Și Blaga era ministru de interne și Blaga l-a ajutat pe Belacașe atunci. Și trebuia să vă ajute pe dumneavoastră. Nu el. Dar nu mai contează, e istorie. Doamna Udrea, cine? Nu. Cu Udrea n-am vorbit. Nu? Da. De așa ceva, nu. De așa ceva. Dar despre ce ați vorbit, domnul Iacob? Da, acum toți se dau pricepus. Mi-a spus că a făcut festivalul ăla unde s-a dus o fată la pușcărie, Monica Riții, era ministrul tineretului. A făcut un festival la mare, un ceva pentru promovarea tineretului. De fapt, a fost un concert cu Goran Bregović, a fost o chestie. Și am zis că e greșit cum procedează. S-a legat cu Paștele, atunci a fost o chestie. Pare rău de ea, a vrut să facă și lucruri bune, dar din păcate, oamenii politici la noi nu înțeleg că nu trebuie să aresteze lumea când sunt ei la putere. Ca să se poate întoarce împotriva lor. Păi să o aresteze dacă trebuie, nu? Dar nu ei, nu oamenii politici. Discuție de Caragiale, să o aresteze dacă trebuie. Aresteze, dar nu ei oamenii politici. A, nu ei. Nu ei. A, ci organele, ci abilitate. Organele. Da. Dar nu chioveșii, organele, abilitate. Aha, ok. Că până la urmă, de unde li s-a tras? Așa. Lor, de la cei pe care i-au propus. Băsescu, de unde a avut probleme? De la cei pe care i-a propus și n-a știut să-i selecteze. A dus o tânără domniță din zona Sibiului, de la Agnita, sau unde putea să ia procuroriță, n-avea niciun caz, cred că avea un caz de 4 conserve și 7 franzele. Așa. Și-a pus-o procuror general. Fost o basketbalistă. Fost o basket, da, tot da. Respectul, dar dacă vrei să faci basket, e cam greu să faci și... Și s-a întâmplat, a pățit tot. Ponta când a pus-o pe an 2014... Cine a făcut dosarele lui Ponta? Nu Chioveș? Și acum s-au închis. Da. Păi a făcut dosar că a dat șpagă lui Tony Blair că a venit în România înainte de alegeri. Ai fi în serios. Când s-a plătit pe factură. Aha. Păi aia nu e șpagă dacă e pe factură, fără supărare. Adică e un contract de consultanță în care... verifică de unde au avut aia banii care au plătit. Aia e altă situație. Okay. Da. Dacă faci un contract și îl plătești... Dar de ce nu l-a închetat și pe Tony Blair acolo? Păi, anchetez doar pe unul, că mita e luare și dare de mită, nu e? Dar nu poate să... Da, dar era luare în străinătate. Da, corect. Și n-avem voie că... Da. E stricător la cer câteodată când vezi ce se întâmplă la noi. Da. E vina politicienilor. Pentru că... Simțiți niște... Vă întreb așa, nu că ați avea conexiuni sau ceva, simțiți niște dosare în zona sportului în următoarea perioadă? Pentru că mi-a venit un zvon la ureche acum 2-3 săptămâni că urmează o perioadă de dosare puternice.
Puternice nu, de dosare vor fi. Da. Puternice nu, pentru că nu mai sunt în stare. După ce nu mai au sprijinul SRI-ului în anchete, așa, în baza deciziei CCR-ului, procurorii, da, se vede nivelul lor. Adică ei se bizuiau pe o instituție care băsesc că e obligat să facă ce făceau. Am nu poți să te iei de SRI că au primit de la CSAT să facă ce făceau ei. Supraveghere, filaj, așa, înregistrări. Ziceți-mi un dosar mare care și e reușit după ce s-a rupt protocolul între SRI și DNA. Nu știu, nu urmează zona asta, dar nu există. Nu există, nu? Nu există. Dar înțeleg că ar urma, nu știu, în următoarele luni, ar urma un val puternic de dosar. Ar urma, da. Acum au trimis, am văzut în Libertatea, cred că au trimis un dosar de la Brașov pe care îl cercetează procurorul de 11 ani. Și când și-au dat seama că e prescris când l-au trimis în instanță. Am văzut că și dosarul lui Arpad Pascan a ieșit la iveală, iar s-a reînviat. A reînviat dosarul care era în sertar, de mulți ani a fost în sertar. Păi să se prescrie acum. Foarte clar. Cred că se prescrie, da. Sau e prescris deja. Nu, prescris nu cred că e, dar... Dar oricum până se judecă durează 3-4 ani și se prescrie, dacă nu e prescris. Deci nu simțiți vreun dosar în fotbal, în ceva? Eu cred că va fi. Cred că va fi, da. Da? Problema e cât de bine va fi documentat. Okay. Dacă iar vom merge pe X și Y, că au ieșit la masă sau au vorbit, nu știu. Păi noi vorbeam la telefon toate tâmpenile pe vremea aia. Vorbea? Da, normal. Dar vorbeam efectiv cu Copos când vorbeam. Vezi că îmi dai următorul meci, vezi că nu știu ce. Nu mai zic că ne audă. Și ce să ne audă? Și dacă n-au ce? Facem ceva? Am vorbit cu antrenorii, cu jucători, se poate dovedi ceva? Puneam pariuri. Da, erau discuții, erau glume. Da, chiar erau glume. Da. Să vedem, nu știu. Dar e greu să faci acum în fotbal. Și ce să faci în fotbal? Să găsești niște găinari? Că sunt găinari acum. Niște evaziuni, poate, făcute de oamenii de fotbal. Sunt proști. Dacă în ziua de astăzi, la impozitele pe care le ai, faci evaziune, dacă la 16% faci evaziune, chiar ești prost. Aha, okay. Înțeleg, pe vremurile alea, când aveai 40% impozit, când trebuia să plătești o grămadă de taxe pentru jucători, ca și cum erau angajați cu carte de muncă, iar atunci înțeleg să se plătească la negru sau ce se întâmplă atunci. Dar astăzi... Și astăzi când orice leu poate fi urmărit prin sistemul bancar, că e greu să scoți 20.000 de euro cash. Azi domnul Becali nu are nicio problemă să scoate. Da, încă o dată, el îi scoate și îi dă cuiva și aia ce fac cu ei? Că trebuie să-i bage în bancă să plătească mai departe. Nimeni nu-ți acceptă plată cash. Ok, 3.000, 5.000, da. Oricine poate să scoată bani cash din bancă. Nu-i problemă. Da. Dar îi dai unuia și ăla are declarația de venit pe anul trecut că a câștigat 8.000 de euro. Și el anul ăsta are 100.000 de euro și a luat mașină. Nu vine fiscul? Bine. S-au dus timpurile când la fisc te duceai și era cu hârtia. Da, sunt bazele interconectate. Da. Am mai evoluat și noi. Vreau să vă întreb pe cine credeți că vor fi noi antrenori de la Craiova și de la FCSB? Așa, anticipând. O joacă. Mititelu la Steaua și Becali la Craiova. Păi e greu că sunt două personaje. Cum că îl vrea pe Zenga Mititelu? Așa. L-ați avut parcă pe Zenga, nu? L-ați prins? Da, l-am prins când eram eu vicepreședinte și era Gino. Da, un bun antrenor. Bun antrenor. Dar acum nu știu dacă mai e conectat, dacă mai are chef de muncă, are... Nu știu. Discutabil. De, ca antrenor n-ai ce să spui lui Zenga, că nu okay. E bun. Da. Complicat, că Zenga nu o să poată să vină Mititelu să-i spune cum să joace, să-i facă formula de joc și poate... Oare nu? Complicat totuși. Ah, că îi dai o sugestie, e altceva. Tot timpul antrenorii vorbesc cu conducătorii clubului și la mine venea și Bergodi și Ciubotariu sau pe cine am avut antrenori, veneau și vorbeau. Da. Spunea, uite, jucăm așa. Da, cred că e bine, dar uite, am văzut că alalter Săpunaru sau Putare șchiopăta. Da, dar cred că așa. Ok, decizia ta. Tu ți-o asumi. Uh-huh. Discuții există și normal să existe până la urmă. Uh-huh. Chestia cu antrenorul face ce vrea la echipă nu e adevărat. Nici afară. Adică există interesele clubului ca un jucător să fie vândut sau adică să fie promovat un tânăr. Niciodată un antrenor nu va dori la o echipă mare să promoveze copii. 16-17 ani. Pentru că pierde la rezultat. Adică... Vezi Petrescu. Da. Hagi are nebunia asta pentru că e clubul lui și nu e ahtia după rezultate, pentru că pe el nu poate să-l dea nimeni afară de la el, e cam complicat, e cam pleonasm. Și atunci aș permite să bage și copilul, cum l-a băgat săptămâna trecută pe acest copil, când mi se pare că conducea cu 1-0 sau ceva de genul ăsta, și meciul era greu la momentul respectiv. Și el și-a permis să rupă puțin cu copilul, chiar dacă copilul a alergat pe teren și nu știa, dar faptul că i-a dat încredere
Nu numai copilul, că e vorba de mentalitate și psihologia grupului. Toți știu din grupul de la FC Faru că poate să ajungă cât mai repede în prima echipă. Și atunci îi motivez. Mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața. Și eu vă mulțumesc. Iacov. Vă doresc multă baftă, să fiți sănătos. Și dumneavoastră. Toate bune. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem în weekend, duminică seara, ediții speciale, înainte de FCSB Rapid. Chiar ce simțiți la meciul ăsta? FCSB fără, nu cred că pune antrenor totuși domnul Becali, cu domnul Becali, domnul Șucu, adică întâlnirea de gradul 0, prima cred că. Becali știe fotbal. Doua, da. Becali știe fotbal. Știe. Și domnul Becali Șucu încă nu știe. Nu știe, păi n-are experiență, adică nu, n-are. Dar Becali chiar știe fotbal, n-are el adică, răbdare și nu. De fapt e Becali versus Mutu, asta vrei să spun. Cam așa, da. Becali n-are încă răbdare și nu înțeleg de ce, că are o vârstă totuși, nu mai are 40-50 de ani să ne certăm noi la televizor. N-are răbdare să-și caute un antrenor, așa. Să facă un proiect. Îl are pe Meme acolo, care e un bun manager din punctul meu de vedere. S-a transformat totuși într-un bun. Asta nu mai știu. Asta nu mai știu. Ați văzut, de fapt. E... Nu, n-am urmărit, că nu-mi place să mă urmăresc cancanurile. Nu? Dar nu e vorba de cancan, modul în care e tratat, adică și modul în care reacționează. Adică omul spune clar, domne, nu... Păi atunci asta depinde doar de el. Nu. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc și vouă. Deci ne revedem duminică, ediții speciale înainte în pauză, finalul meciului FCSB Rapid. Nu uita site-ul Gazetei Sporturilor pentru toate lucrurile importante din sport. O zi bună, toate bune!